ziua! Numele meu este Sorina Stoian și vom vorbi astăzi despre cerc. Pentru început, aș vrea să vă fac o scurtă trecere în revistă a istoriei numărului pi. Numărul pi, care este o constantă matematică, dată de raportul între circumferința și diametrul oricărui cerc, sau între raportul dintre area unui cerc și pătratul razei sale. Pi este una dintre cele mai importante constante matematice, ea fiind conținută în numeroase formule de matematică și fizică, precum și în formule de inginerie. Numărul pi este un număr irațional, el având un număr infinit de decimale, care nu conțin secvențe ce se repetă. Numărul pi este întâlnit în literatura de specialitate și sub denumirea de constanta lui Arhimede, deoarece Arhimede a fost primul care a încercat să calculeze valoarea lui pi cu exactitate, însă nu a reușit, el a observat doar că această mărime poate fi limitată superior și inferior, înscriind cercurile în poligoane regulate și calculând perimetrul poligoanelor exterioare și respectiv perimetrele poligoanelor inferioare. Evident, cu cât poligonul are mai multe laturi, cu atât aproximarea numărului pi va fi mai exactă. Modurile de studiere și încercare de a calcula numărul pi pot fi împărțite în trei perioade. Perioada veche, și anume perioada în care pi era studiat geometric, perioada clasică, perioada în care pi a fost calculat folosind analiza matematică, și perioada modernă, perioada în care, cu ajutorul calculatoarelor numerice, cu ajutorul programelor informatice, s-a încercat calcularea cât mai exactă a numărului pi. Acestea fiind spuse, sper că v-am stârnit interesul să citiți mai mult despre istoria numărului pi, care este o istorie fascinantă. Și vom trece în continuare la noțiunile teoretice ce privesc tratarea elementelor cercului. Mai întâi, aș dori să vă definesc cercul. Cercul este mulțimea tuturor punctelor din plan, sau locul geometric al tuturor punctelor din plan, situate la aceeași distanță de un punct fix numit centrul cercului. Se notează ce de centru O și rază R. După cum puteți vedea ilustrat pe desenul alăturat, O este centrul cercului, cu roșu este trasată raza R. Segmentul care unește două puncte de pe cerc se numește coardă. Cea mai lungă coardă într-un cerc este diametrul. De exemplu, pe desenul alăturat, avem diametrul AB, coarda care trece prin centrul cercului și este egală cu două raze. Orice altă coardă este mai mică ca și lungime decât diametrul. De exemplu, coarda ME. Area cercului este egală cu pi_r pătrat, lungimea cercului este egală cu 2pi_r. Dacă dorim să calculăm area unui sector de cerc, de exemplu, dorim să calculăm area sectorului AOP, da? Acest sector de cerc este o porțiune din întregul cerc, o porțiune care depinde de unghiul POA notat în formulă alfa. Area acestui sector de cerc va fi egală cu pi_r pătrat ori alfa grade supra 360 de grade. De asemenea, dacă vreau să calculez lungimea unui arc, deci lungimea arcului AP, lungimea arcului AP va fi egală cu 2pi_r ori alfa grade pe 360. Simplificându-se 2 cu 360, ne rămâne formula prezentată mai jos și anume pi_r alfa grade supra 180. Repet, alfa reprezentând măsura unghiului POA pe desenul alăturat. În cerc există o serie de teoreme referitoare la arce și coarde. Le-am sintetizat în această prezentare.
prezentare și le voi enumera pe scurt. Într-un cerc, coardelor congruente le corespund arce congruente și reciproc. Arcelor congruente le corespund coarde congruente. Teorema 2. Într-un cerc, un diametru perpendicular pe o coardă trece prin mijlocul coardei și determină pe fiecare din arcele subîntinse de coardă arce congruente. Teorema 3. Dacă două coarde ale unui cerc sunt paralele, atunci arcele cuprinse între ele sunt congruente. De exemplu, dacă avem coardele paralele AB și CD, atunci arcul acel va fi congruent cu arcul BD. Și teorema 4. Într-un cerc, două coarde sunt congruente dacă și numai dacă ele sunt egal îndepărtate de centrul cercului. Adică dacă distanța de la centru la coarda AB este egală cu distanța de la centru la coarda CD. Acest lucru se demonstrează foarte ușor prin congruență de triunghiuri. Apoi, avem teoreme legate de măsurile unghiurilor care au vârfurile în interiorul sau în exteriorul unui cerc. Teorema 1. Măsura unui unghi cu vârful în centrul cercului este egală cu măsura arcului pe care îl subîntinde. Dacă avem cercul din figura de mai jos și centrul O, spunem că măsura unghiului A, OB, măsura unghiului AOB este egală cu măsura arcului AB. Deci, unghiul măsura unghiului AOB este egală cu măsura arcului AB. Teorema 2 spune că măsura unui unghi cu vârful pe cerc este egală cu jumătate din arcul pe care îl subîntinde. Pe desenul alăturat, dacă avem unghiul APB, unghiul acesta, măsura lui este egală cu jumătate din arcul pe care îl subîntinde, adică arcul AB. Teorema 3. Măsura unui unghi cu vârful în interiorul unui cerc, deci dacă avem două coarde și unghiul are se află în interiorul cercului, atunci el este egal cu media aritmetică a arcelor pe care le subîntinde. Deci unghiul alfa este egal cu arcul AB, măsura arcului AB, plus măsura arcului DC, supra 2. Dacă unghiul se află în exteriorul cercului, atunci el este egal cu semidiferența arcelor pe care le subîntinde. Deci avem arcul AB, arcul CD și aici este unghiul alfa. Unghiul alfa va fi egal cu arcul mare, arcul AB, minus arcul CD, supra 2. Am spus acolo valoarea absolută a diferenței pentru a nu mai ține cont care este arcul mai mare, arcul mai mic, deci putem scrie modul de AB minus CD. În continuare, aș dori să vă prezint o problemă, o problemă foarte interesantă, practică, în care intervin calcule de arii și lungimi de cerc, de lungimi de cercuri și legăm aceste formule de aplicabilitatea practică. Am intitulat această problemă simbolic problema trăsurii. Astfel, pot spune că roțile din spate ale unei trăsuri, care sunt mai mari, au diametrul de 100 de centimetri, au razele de 50 de centimetri, iar roțile din față au razele de 20 de centimetri. Întrebările pe care aș dori să le rezolvăm sunt următoarele. Câte rotații fac roțile mari ale trăsurii când aceasta parcurge 10 km? Apoi la punctul B. Știm că roțile mici se rotesc de 10.000 de ori. Câți kilometri face trăsura? La punctul C. Când trăsura stă pe loc, facem câte un semn pe fiecare roată în punctul de contact al acesteia cu solul și întrebarea este următoarea. După câte rotații ale roților din spate, cele patru semne, deci
poziția inițială. Pentru acest lucru, avem nevoie de lungimea cercului, de formula lungimii cercului. De ce? La punctul A, trebuie să determinăm câte rotații fac roțile mari. În concluzie, trebuie să calculăm lungimea unui roți mari, adică 2πr, unde prin r mare am notat raza roții mare, și vom afla astfel că lungimea este 100π centimetri. 100π centimetri, îl aproximăm pe π cu 3,14, deci π este aproximativ 3,14 și înlocuind vom obține 314 cm, aproximativ, bineînțeles. Pentru a afla câte rotații fac roțile pentru a parcurge 10 km, vom transforma cei 10 km în centimetri, deci vom avea 10 km egal cu 1 milion. De centimetri, pe care îl vom împărți la 314. Împărțind 1 milion la 314, vom obține că roata face aproximativ 3185 de rotații. La punctul B, știm invers că roțile mici se rotesc de 10.000 de ori, deci știm numărul de rotații, și ne întreabă câți kilometri va parcurge trăsura. Procedând în mod similar, lungimea unei roți mici este 2πr mic, adică este egală cu 40π, și înmulțind 10.000 de rotații cu 40π, vom obține 400.000π centimetri. Adică vom obține 10.000 de rotații înmulțit cu 40π va fi aproximativ 4π kilometri. Aproximându-l din nou pe va fi egal cu 4π kilometri, deci aproximativ, aproximându-l pe π cu 3,14, vom obține 12,56 kilometri. Și astfel am aflat câți kilometri parcurge trăsura dacă roțile mici se rotesc de 10.000 de ori. La punctul C, problema ne cere să determinăm după câte rotații roțile ajung în aceeași poziție. Păi aici nu prea mai avem ce să calculăm. La punctul A am calculat lungimea roții mari, este 100π centimetri. La punctul B am calculat lungimea roții mici, care este 40π centimetri. Astfel, luând cel mai mic multiplu comun al numerelor 100 și 40, vom obține că cel mai mic multiplu comun este 200π. Asta înseamnă că roțile mari vor face 2 rotații, pentru că aceasta este întrebarea problemei. Câte rotații fac roțile din spate? Deci 2 rotații fac roțile din spate. Iar roțile din față, bineînțeles, vor face 5 rotații, 200π împărțit la 40π, obținem rezultatul 5 rotații roțile mici, 2 rotații roțile mari. Aceasta ar fi o problemă cu aplicabilitate practică în cadrul formulelor de lungime a cercului. Există de asemenea o serie de alte probleme aplicabile în viața de zi cu zi. Sperând că v-am trezit interesul, vă doresc spor la treabă, căutați și voi alte probleme practice. Rezolvați-le cu ajutorul formulelor recapitulate astăzi și ne întâlnim cu drag la următoarea lecție. Vă mulțumesc! La revedere!